Salut, numele meu Camisu și bine m-am găsit la un nou unboxing. De data asta facem unboxing-ul cu camera noastră Canon 700D. Yes, și vedeți ce ultra wide se vede, holy moly. Bun, și facem unboxing, mi-am comandat un trepied Joby GorillaPod. Dacă vreți, vă las link-ul de unde mi-am cumpărat în descriere, de la Extreme Digital am cumpărat. Puteți să vă luați și voi, o să vedem acum cum este și da, dacă vă plac acest episod și seria asta de unboxing-uri, apăsați acel buton de like, mă încurajați să vom continua cu mai multe episoade de unboxing în continuare, deci avem aici un cuțit și o să facem aici o incizie, practic. Știu că îmi vedeți mâinile de pe amândouă, de pe o parte, dar nu pot să fac altfel. Bun, deci scoatem chestia asta. Bun. Perfect. Bun. Și cum vedeți, ăsta este trepiedul. Să-l desfacem. Nu cred că mai avem nevoie de cuțit, deci să luăm chestia asta de aici. Așa, frumos. Hol, mă scuzați pentru sunetul ăla. Asta e să nu vedeți factura. Sper că nu s-o văzut, dar ok. Deci, ca așa arată trepiedul. Ok, asta să fie poza pentru thumbnail. Ok, yes. Și cred că o dat gol în România, deci... În fine, deci hai să deschidem. Credeam că este puțin mai mare. Dar cred că este destul de mic. Habar n-am de ce așa mic, dar o să vedem. Bun, deci așa deschidem. Frumos, frumos. Cutia, nimeni n-are nevoie de cutie. Aici sunt niște chestii, cum arată GorillaPod, Joby GorillaPod Hybrid. Asta e cam ambalajul. Și avem aici instrucțiunile, stați să vedem. Vedem că e folosită și pentru d-astea. Vedem aici cum să instalăm camera. Perfect. Și ăsta este trepiedul. Adică hai să-l scoatem aici. Yeah, o dat gol România. Hola, hola, hola. Auziți cum țipă. România, România, hai, hai. Auziți cum fluieră, holy moly. Bun, deci hai să scoatem asta. Și de ce Camisu nu închis geamul? Oh my god. Ok, și am închis geamul, era prea multă gălăgie. Fanii invocați, nu alta. Bun, să deschidem chestia asta, habar n-am cum se deschide. Este un trepied de la profesionist. Habar n-am eu ce-i. Bun, deci să-l deschidem așa frumos. O iese aici, de aici, perfect. Aici are o chestie. Doar un ambalaj și cam ăsta este trepiedul. Deci, cam ăsta este trepiedul. Are așa patru piciorușe. Habar n-am de ce e așa mic, dar... Să zicem că e bun. Deci, da. Cam așa se ține. Așa se ține camera în timp ce o folosești. Deci, da, pentru mine o să fie destul de ok. Se poate pune pe mai multe suprafețe. Se poate roti și chestia asta, e destul de ok. Bun, și cam ăsta a fost episodul de unboxing la Joby GorillaPod. Și vă voi lăsa cu mai multe secvențe în care fac eu un mic timelapse și o să vă las și un timelapse pe la final, să vedeți cum funcționează și această chestie. Bine, și ne vedem data viitoare, apăsați like. De fapt, nu apăsați nimic. Glumesc, apăsați. Ok, deci am revenit cu un shot mic de pe telefon, adică o secvență și de pe telefon. După cum vedeți, filmează destul de ok, deci cam așa arată montat. Să-i dăm și drumul la cameră frumos, așa. După cum vedeți, se vede aici frumos, vedeți cerul înstelat. Deci cam așa o să-l folosesc eu și în altă secvență o să-l folosesc, o să-l iau pur și simplu așa. Stați-mă o secundă să văd că trebuie să-mi descurc o mână, yes. Deci cam așa o să-l folosesc eu. Stați să mă întorc așa să vedeți ca lumea, deci cam așa o să-l folosesc. O să țin de aici de jos și o să folosesc ca un selfie stick. Dar nu numai, o să pot să-l pun și în unele părți, cum ar fi pe geam să fac un timelapse sau când merg pe afară când filmez și eu un Q&A sau ceva. Deci este destul de folositor, dacă vreți să cumpărați aveți link în descriere. Și habar n-am de ce mă grăbesc, adică să vorbesc așa repede, nu știu. Arată ca un ciocanel mic, adică vrei să bați aici un cui, bam, bam, îi dai două cu asta. Da, deci sper că v-a plăcut unboxing-ul, o să încep să fac și vloguri. Am făcut deja două vloguri, mai de mult am făcut două vloguri. Aveți
canalul undeva în partea aia sus, în partea asta aici, dacă nu l-aveți acolo, l-aveți în descriere, canalul meu de vlog. Încă nu-i terminat nimica, dar o să-l fac eu pe viitor, adică în câteva zile. Și o să trebuie să facem și vloguri, da, deci ne vedem data viitoare. Pa, pa!